După câteva zile în care am trecut de la Arșița Torida la ploi abundente și vijelii, sfârșitul de săptămână vine cu o altă rundă de vreme instabilă. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, potrivit căruia în weekend prim planul va reveni ploilor de scurtă durată, însoțite de tunete, fulgere, furtuni și chiar grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări înainte și în timpul căderii precipitațiilor. În aceste condiții și temperatura aerului se va răcori. Astfel, potrivit sinopticienilor, sâmbătă în raionul din nord, maxima va fi de plus 26 de grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 27 de grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre va urca până la plus 28 de grade. Noaptea minimele vor oscila între plus 12 și plus 20 de grade Celsius. Conform sinopticienilor, duminică, deși maximile vor urca din nou până în jurul valorii de plus 33 de grade, precipitațiile, chiar dacă vor fi de scurtă durată, vor cădea pe întreg teritoriul țării. Totuși, conform ultimei actualizări a Serviciului Meteorologic, mercurul din termometre va coborî iarăși simțitor în debutul săptămânii viitoare, când este preconizat și un nou val de ploi.